Primăria orașului Cimișlia testează un sistem de producere a energiei electrice în baza panourilor fotovoltaice. Acum un an de zile, pe acoperișul sediului primăriei au fost montate 6 panouri fotovoltaice, care produceau circa 1,5 kW de energie electrică folosită de primărie pentru iluminarea oficiilor și funcționarea calculatoarelor. Panourile au fost oferite primăriei de către Consiliul Județean Prahova, România. Cu cât mai mult vor vedea oamenii această instalație pe viu aici în Moldova, eu cred că vor fi foarte mulți și agenți economici și întreprinderi de stat și administrații publice locale care vor începe să studieze posibilitatea și a instala aceste stații fotovoltaice. Noi de acum discutând ne uităm cam ce suprafață are acoperișul primăriei și cred că am putea produce energie care să o livrăm la Union Fenosa. Oricel puțin să acoperim cheltuielile în mare măsură pentru iluminarea stradală. Panourile s-au recomandat destul de bine și au contribuit la economisirea curentului electric pentru funcționarea clădirii. În anul curent, specialiștii din România au mai instalat 6 panouri fotovoltaice. Și aici am realizat o instalație fotovoltaică cu o putere instalată de 3 kW. Instalația este monofazică. Sunt scumpe, dar nu foarte scumpe, se amortizează în timp investiția, iar întreprinderile care au un consum mare de energie chiar le recomand pentru a le implementa acest sistem de instalații fotovoltaice. Un panou la preț este în jur de 125 de euro, depinde de producător și de unde este adus. În România, în special în județul Prahova, această industrie este destul de dezvoltată. Specialiștii din România intenționează să extindă afacerea cu producerea curentului electric prin panouri fotovoltaice. În acest scop, ei au primit deja aprobarea din partea primăriei de a instala pe un teritoriu de câteva hectare panouri fotovoltaice pentru producerea a circa 3 MW de curent electric, care urmează a fi realizat distribuitorilor de energie electrică din Republica Moldova. Deocamdată, ei sunt în așteptarea ajustării legislației Republicii Moldova la acest capitol. Aceste panouri solare fotovoltaice practic asigură cu energie electrică o emisiune televizată gen alternative,